zice aici, 10 lucruri care m-au impresionat după un an în Beijing. După aproape 6 ani în China, mi-am schimbat sau nu părerea despre China? Ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing și în acest video, uite, am scos de la naftalină această agendă unde în februarie 2019, deci la un an, aproape un an după mutarea noastră în Beijing din Bangkok, am scris aici 10 lucruri care m-au impresionat în Beijing în primul nostru an. Notițele au fost făcute în engleză, trebuiau să fie pentru un articol sau un video în limba engleză, nu s-a mai întâmplat acea poveste, dar sunt gata cu această agendă, vreau să o arunc în gunoi, dar mai întâi să folosesc aceste notițe pentru acest video. Deci fii atent, ne-am mutat din Bangkok după 17 ani, soția după 11 ani, în Beijing și, ca toată lumea, am avut concepții greșite despre ce este și ce înseamnă China, ce este și ce înseamnă Beijingul, de aceea semnasem contract doar pe un an, în caz că nu ne place, ne mutăm. Ei bine, aproape 6 ani mai târziu, în august vom face 6 ani în China, hai să vedem dacă primele impresii din primul an despre China încă mai sunt valabile. Zice aici 10 lucruri care m-au impresionat după un an în Beijing. La numărul 1 am scris aici verdeață pretutindeni. Contrar ceea ce crede lumea, Beijingul este un oraș foarte, foarte verde și se cheltuie o grămadă de bani pentru a menține acest oraș verde. Clima este cam nasoală pentru verdeață, este foarte cald în timpul verii, este foarte frig în timpul iernii și nu avem acces la foarte multă apă. Deci există un efort foarte mare în Beijing pentru a menține orașul verde. Și acesta este un lucru impresionant pentru că venind din Bangkok, unde eram obișnuiți cu verdeața pentru că așa era clima, climă tropicală, a plouat, au crescut încă 20 de bananieri. În Beijing se menține un oraș foarte, foarte verde, foarte frumos și din acest punct de vedere foarte curat. Sunt de acord, rămân de acord și după 6 ani. La numărul 2 am scris aici, străzile sunt curate. Am locuit în Bangkok. Bangkokul nu este, străzile din Bangkok nu sunt cele mai curate străzi din lume, dar în schimb în China, în Beijing, străzile sunt foarte, foarte curate. Da, mai vezi câte unul că aruncă murdărie pe jos, da, acel câte unul devine mii și mii de oameni, pentru că sunt 21 de milioane de oameni în Beijing, dar există personal sanitar care asta face toată ziua, face curățenie pe stradă, dar nu doar mizerie și curățenie, ci pur și simplu rearanjează natura, fac gardurile vii foarte frumoase și le împachetează în timpul iernii, le acoperă ca să nu înghețe peste iarnă. În Beijing, cel puțin, în Beijing, guvernul local are grijă foarte mare de cum arată orașul și străzile sunt fantastic de curate. Acum, că dacă eu aș vrea să mă duc să caut o stradă care nu este așa de frumos îngrijită, aș găsi? Normal că aș găsi, dar vorbim în mod general, vorbim arterele mari, vorbim zonele super populate, unde este foarte, foarte frumos. Vă invit să vizionați din vlogurile mele unde chiar doream să mă duc să găsesc niște mizerie pe jos și nu găseam. Rămân cu aceeași părere, Beijingul are străzi foarte, foarte curate. Aici scriam în engleză super clean, super de curate. La numărul 3, ziceam aici, Beijingul are un transport public fantastic.
este ieftin, este modern. La acea vreme, acum au mai multe, aveau 22 de linii de metrou, 1200 de linii de autobuz și metrou, cu 24.000 de autobuze, nu metrou, trolebuz, cu 24.000 de autobuze și trolebuze, cu 4 miliarde de pasageri pe an, cred. Nu am scris aici exact pe ce, pe an sau pe lună. Oricum, lumea folosește de zorb transportul în public pentru că este convenient, este frumos, curat, luxos. Rămân de aceeași părere, transportul în public nu se compară cu nimic din ce am văzut. În Japonia vezi chestii similare, dar acolo este foarte scump. Aici fiecare, oricine își poate permite să călătorească cu trenurile de mare viteză, cu trenurile obișnuite. În Japonia te costă bani mulți și nici nu sunt disponibile pentru toți, pentru că, de exemplu, trenul de mare viteză în Japonia este... Biletele sunt cumpărate la începutul anului pentru toți businessmenii. Ok, deci rămân cu aceeași părere. La numărul 4 am fost plăcut, impresionat de faptul că este integrată tehnologia în viața de zi cu zi, se plătește prin aplicații, se poate face comandă prin telefon, poți comanda absolut orice vrei, un suc, o pâine, două duzine de ouă, cumperi bilete la tren, de exemplu, tot prin aplicație, iar acum de, ce să spun, de 5 ani de zile, nici nu mai port la mine portofelul, totul este pe telefonul mobil, acum știu ce se întâmplă dacă îl pierd. E, asta este o altă chestie, atunci trebuie să îți rezolvi treaba altcumva. E bine, cum poți rezolva? Poți ruga pe altcineva să-ți comande taximetru, să te duci acasă să-ți rezolv treaba cu telefonul. Deci rămân de aceeași părere, integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi este foarte, foarte convenabilă. La numărul 5 am fost plăcut, surprins și impresionat de cât de aproape este Marele Zid Chinezesc de Beijing. Bineînțeles, Beijingul având la nord și nord-vest munți, pe acolo s-a făcut Marele Zid Chinezesc, o secțiune a Marelui Zid Chinezesc, și poți ajunge la diferite puncte de pe Marele Zid Chinezesc în 2-3 ore ușor și din nou cu transport în comun foarte ieftin și foarte frumos și modern. Am fost de nenumărate ori la Marele Zid Chinezesc, nu mai țin acum evidența de peste 15 ore am fost. De fiecare dată când aveam vizitatori sau prieteni veneau din alte orașe, zic, hai, mergem la Marele Zid Chinezesc, și de fiecare dată mergeam și este o chestie fantastică, o experiență fantastică. Ultima dată am fost cu Zaharia, i-a plăcut enorm de mult. Din nou, de-abia aștept să vină vremea frumoasă să duc copiii din nou la Marele Zid Chinezesc. La numărul 6, și aici poate va fi o mică controversă, am fost plăcut impresionat de faptul că Beijingul, cu totul care are 21 de milioane de oameni și este o metropolă imensă, este un oraș foarte, foarte sigur. Te simți în siguranță în Beijing. Pedepsele pentru atacuri personale sunt foarte, foarte mari. Pedepsele pentru accidente și ăștia care fug de la accidente sunt foarte, foarte mari. Și aici, da, trebuie să recunoaștem că sunt foarte multe camere de luat vederi în Beijing și în China. La ultima statistică, în 2017, erau 177 de milioane de camere CCTV cameras în China. În Beijing, 9,5 milioane, deci ar fi cam 4 camere la 10 locuitori, ceea ce înseamnă că dacă ai o fată de 14 ani și merge cu colega ei la film, nu trebuie să te panichezi că vine seara acasă, să zicem, la ora 11, pentru că va fi în siguranță. Să știți treaba asta, Beijingul este unul dintre cele mai safe, cele mai sigure orașe din lume și americanii, și mulți vestici vin și zic, ce-mi place mie la Beijing este faptul că nu trebuie să mă panichez când îmi pleacă
copiii de acasă, când îmi pleacă fata de acasă și poate să treacă prin orice cartier, nu va păți nimica. Ei bine, nu am dorit treaba asta de la orașul unde locuim. Ca o comparație, în Londra sunt 942 de milioane de camere de luat vedere, la populația lor ar veni una la 10 persoane. Întrebarea este, și colegii din Anglia îmi spun, degeaba este una la 10 persoane, pentru că crima este și pericolul în timpul nopții și în anumite zone ale Londrei este foarte, foarte mare. Încă o dată, îmi place foarte mult și sunt impresionat de cât de safe, cât de în siguranță mă simt în Beijing. Nu a fost la fel în Bangkok, unde am locuit pentru mulți ani de zile. Acolo, să știți că este un haos total pe stradă, bătăi una alta, să știți că este mult, mult, mult mai safe în Beijing. La numărul 7, am fost foarte, foarte plăcut, impresionat de mărimea apartamentelor. În primul an am locuit, deci în primii 3 ani am locuit în blocul profesorilor, care a fost construit de școală pentru profesori, iar acolo am avut un apartament foarte, foarte mare și frumos, cu totul că era cam rece în timpul iernii, asta nu era ok, până se dădea căldură oficial de la guvern, era cam rece în apartament, dar aveam 103 metri pătrați, două balcoane, o sufragerie imensă. Vă uitați să găsiți niște vloguri aici dacă sunteți interesați. Apoi ne-am mutat, după ce s-a născut Zaharia, ne-am mutat în un apartament cu două etaje. Acolo am avut 124 de metri pătrați, iar acum locuim într-un apartament ceva mai mic, undeva la 96 de metri pătrați. Acum, cu doi copii și câte jucării au și câte chestii ne trebuie în casă, este un pic cam mic pentru familia noastră, dar este mult mai mare decât, să zicem, apartamentul nostru din Arad, unde e undeva la 65 de metri pătrați. Am fost plăcut impresionat de mărimea apartamentelor din Beijing. Așa să știți. Da, mergi în Hong Kong și există două, trei cartiere unde blocurile sunt foarte mari și foarte îngrămădite și apartamentele sunt foarte, foarte mici, dar să știți, în restul Chinei, în afară de acea zonă specială din Hong Kong, apartamentele sunt imense. La fel și casele. Am video aici, vă uitați să vedeți dacă nu credeți. Rămân frumos impresionat de mărimea apartamentelor din China. La numărul 8, o arhitectură modernă, fantastică, în Beijing. Mergi în centru și vezi clădiri moderne, clădiri care au câștigat tot felul de premii pentru arhitectură, iar printre aceste clădiri moderne găsești și cartiere micuțe unde s-a păstrat, le spune Hutong, unde s-a păstrat arhitectura tradițională chineză, care sunt foarte bine întreținute și unde locuiesc acum oameni care le-au moștenit de la familia lor sau au fost cumpărate de antreprenori și investitori și au fost transformate așa în hoteluri boutique, în mini-restaurante. Deci arhitectura din Beijing este atât modernă cât și tradițională. Uite, adaug aici o chestie, arhitectură tradițională slash modernă m-a impresionat mult în Beijing. La numărul 9, poate nu este ceva special, Beijingul este plin de destinații turistice. În fiecare săptămână, dacă ai vrea și dacă ai avea timp, ai putea merge și vizita o nouă destinație turistică. Am fost la Palatul Interzis, acum îi spune Palatul Muzeului, am fost în Tiananmen, am fost pe la temple, am fost peste tot locul. Nu am vizitat ce este de vizitat în Beijing, probabil am vizitat în proporție de 15-20%. Mai este mult, mult de vizitat, de-abia aștept să vină vara, să ies cu Zaharia și cu Matei să facem pe turiști. Sunt foarte, foarte multe muzee de vizitat. Rămân încă impresionat și interesat de ce are de oferit Beijingul ca și oraș turistic. La numărul 10, ultimul punct, am rămas surprins de
parcurile imense și foarte, foarte bine îngrijite și amenajate pe care le găsești nu doar în Beijing, cât și în China. În sudul Chinei sunt parcuri și mai frumoase, mai ales în Shanghai, în stilul arhitectural din sudul Chinei. Și în, aici, în nordul Chinei, parcurile sunt foarte frumoase. Parcuri de la mici la mari, parcuri comunitare, unde sunt așa mai utilitare, unde ai și o zonă mică de antrenament, niște bănci și o cărare, câțiva pomi pe aici, pe acolo, dar sunt și parcuri imense, în adevăratul sens al cuvântului, fantastic de frumoase. Nu veți putea crede ce fel de parcuri au chinezii până nu le vezi și până nu mergi. Parcul Lumpini din Bangkok este așa, copil mic, cel mai mare parc, cel mai frumos parc din Bangkok, este copil mic față de parcurile pe care le poți găsi în Beijing. Mai ales există un parc foarte, foarte drăguț cu o movilă lângă Palatul Interzis. Te urci pe movila asta și ai așa o priveliște de ansamblu a Palatului Interzis. Fantastic, fantastic! Deci, din cele 10 chestii care m-au impresionat acum aproape 6 ani despre Beijing, rămân în deacord cu notițele mele și încă sunt impresionat de aceleași lucruri. China, Beijingul, nu este orașul, nu este țara pe care o vedeți voi la televizor sau pe Facebook, unde nu se arată decât o parte negativă dintr-o perspectivă anti-China. Nu! Dacă vreți să vedeți China adevărată, trebuie să veniți în China, să locuiți aici sau să călătoriți aici și să vedeți voi cu ochii voștri cum arată China. Și atunci rămâneți și voi impresionat, probabil, de majoritatea punctelor pe care le-am prezentat astăzi în acest mesaj. Din nou, mulțumesc pentru atenție. Ciao, ciao, toate cele bune. Voi citi cu interes toate comentariile voastre. Pe data viitoare.